românii ar trebui să înțeleagă că în Evanghelie Iisus e întrebat despre bărbat și femeie, despre soliditatea familiei și el răspunde, de la început Dumnezeu a făcut familia un bărbat și o femeie. Și noi trebuie să păstrăm ceea ce a făcut Dumnezeu de la început. Când noi votăm pentru Constituție, căsătorie între bărbat și femeie, votăm pentru Iisus. Și asta ar trebui să răsune puternic. Vom face ce au făcut polonezii când au spus Iisus Hristos e regele Poloniei. Votând cu o frază a lui Iisus despre familie din bărbat și femeie, proclamăm pe Iisus ca șeful gândirii noastre, nu pe cei de la Bruxelles. Veniți să-i dăm câștig de cauză Domnului nostru Iisus Hristos.